Iubiți prieteni, toți cei ce sunt prieteni cu Dumnezeu sunt și prieteni unii cu alții. Acesta este, de fapt, planul, aceasta este intenția lui Dumnezeu prin prietenia lui cu noi. Ca noi să ducem mai departe darul prieteniei cu Dumnezeu și a prieteniei noastre unii cu alții. Astăzi, prin harul bunului Dumnezeu, avem o temă legată de făgăduința revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Făgăduința celei de-a doua veniri a Mântuitorului nostru este agrafa de aur care încheie tot planul de mântuire și deschide porțile veșniciei. Dacă această făgăduință nu rămâne în picioare în viața și ființa noastră, întreg planul de mântuire este fără rost. Dacă aceasta este crezută, această făgăduință a revenirii Mântuitorului este crezută și primită, ea dă rost tuturor lucrurilor celorlalte parte a marelui plan al lui Dumnezeu. Te rugăm, Tată Ceresc, să conduci gândul și pasul nostru spre marea făgăduință a revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Duhul Tău bun și sfânt să ne conducă la fiecare pas. Fie numele Tău binecuvântat în veci de veci. Amin. Tema de astăzi poartă titlul Știam că vei veni. Este o expresie pe care a rostit-o un soldat rănit mortal într-un tranșeu. Prietenului a văzut că a fost rănit mortal și atunci cere permisiunea comandantului să meargă la el să încearcă să-l târe de pe câmp în locul unde se adăpostiseră ei, dar comandantul îi spune nu are niciun fel de rost, nu-ți permit să mergi. El este rănit mortal. În ciuda ordinului de interdicție, prietenul a sărit pe malul tranșeului, s-a târât pe sub foc până când a ajuns la corpul rănit și vărsând sânge al soldatului. În momentul în care a ajuns acolo, acesta a întors capul spre el și a murit în brațele lui. Se întoarce el înapoi spre sub primejdia cea mai groaznică în tranșeu la adăpost și primește mustrare de la comandantul lui. Ți-am spus să nu mergi pentru că mergi degeaba. Și el se întoarce către comandant și spune, domnule comandant, știi ce a spus când am ajuns lângă el? Nu. A spus, știam că vei veni și a căzut mort. Dacă acest lucru este adevărat între doi prieteni pe pământ, cu cât mai mult cu privire la prietenul nostru, Dumnezeu, cel bun care ne-a numit pe noi prietenii lui. Este dincolo de închipuirea noastră sau de puterea noastră de a ne imagina că Dumnezeu va merge la un nivel mai jos decât omul. Mântuitorul spune, dacă voi care sunteți răi, sunteți atât de dedicați pentru prietenul vostru, ați intrat prin foc și el a fost atât de mângâiat în clipa morții, spunând, știam că vei veni. Dacă voi, cu cât mai mult Tatăl vostru cel ceresc. Ce este credința noastră în revenirea Domnului Iisus Hristos? Aceasta este numită de Sfânta Scriptură fericita noastră nădejde. Deci este și fericită, este și speranță, este și a noastră. Fericita noastră nădejde. Mulți oameni au nădejde, dar ele se dovedesc nefericite în anumite ocazii. Această nădejde, această încredere în Dumnezeu este numită fericită de însuși cuvântul lui Dumnezeu. Fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Este Timotei, capitolul 2, versetul 13. Tit, iertați-mă. Având în vedere că această făgăduință a Domnului este făgăduința tuturor făgăduințelor, revin spunând celelalte, nu ar mai avea niciun fel de rost dacă această agrafă de aur n-ar încheia cu adevărat planul de mântuire al lui Dumnezeu. Pavel spune, dacă doar pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Ea trece mult dincolo, speranța aceasta și ancora aceasta se prinde de lucruri mult mai înalte decât viața de fiecare zi, sănătate, familie, lucruri sau toate celelalte care sunt reale binecuvântări în prezența lui Dumnezeu și în umblarea cu Dumnezeu pe pământul acesta. Dar ce-ar fi toate acestea
dacă n-ar avea revenirea Domnului nostru Iisus Hristos ca țintă, ca final, ca obiectiv. Astfel că harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, tu ești primit în numărul acestor oameni, toți oamenii și eu la fel. Nu uitați, făgăduința aceasta a lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți. Oferă. Biblia este o ofertă și este preventivă. Aceste două lucruri trebuie să le păstrăm în mintea noastră permanent și când ascultăm sau predicăm cuvântul și când citim permanent aceste două lucruri. Primordiale este prevenirea și al doilea lucru pe care îl avem în vedere al cuvântului lui Dumnezeu este faptul că e o ofertă. Și oferta vine și pleacă, are un timp și depinde de răspunsul pe care îl dai tu. Trebuie ținut minte bine lucrul acesta. Mulți oameni au mers sub ideea că există un fel de predestinație, de fatalitate, planul deja, oricare ar fi, e făcut, n-are rost să mai discutăm mai departe. Nu, Domnul zice, ți-am așezat înainte viața și moartea, binele și rău, binecuvântarea și blestemul, alege! Ceea ce arată că avem o supremă răspundere și că, de fapt, ultimul cuvânt în viața noastră îl are alegerea noastră. Te sfătuiesc, alege viața. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos, noi vom trăi un anume fel de viață. Nu e același fel de viață pe care o trăiește un om fără nădejde. Nici măcar la înmormântare. Și acolo se vede marea diferență. Pavel ne spune în a doua Tesaloniceni să nu vă întristați ca aceia care n-au nădejde. Sunt oameni care n-au nicio nădejde și îngroapă viața și ființa sub pământ definitiv și chiar îndrăznesc să-și exprime necredința în cuvântul lui Dumnezeu cu privire la cel care a închis ochii sau a trecut la odihnă. Și acolo a trăi în așteptarea Domnului nostru Iisus Hristos, a avea fericita nădejde cu noi și acolo se vede marea diferență. Lucrurile acestea nu sunt semnate cu cerneală pe hârtie pe care o spală ploaia, ci în versetul 14 spune că Dumnezeu a semnat cu însuși sângele Lui. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curețe un norod care să fie al lui plin de râvnă pentru fapte bune. Asta rodește fericita noastră nădejde. E diferență mare între un tată fără nădejde, deznădăjduit, un om care spune aici era eu, aici e iadul, tot ce se poate face bun sau rău trebuie făcut acum. Și un tată care își crește copiii și își slujește familia cu această fericită nădejde, ținând cont de ea în tot ce vorbește, în tot ce face. E o lume cu totul și cu totul diferită. De aceea Scriptura promite, Dumnezeu își va curăți un norod și se referă la aceia care l-au crezut pe cuvânt cu privire la venirea Lui. Și având în vedere importanța revenirii Domnului nostru Iisus Hristos, având în vedere prezența Lui în viața noastră și faptul că întreaga noastră viață este informată și este întărită, împuternicită de fericita noastră nădejde, având în vedere aceste lucruri, Pavel îl îndeamnă pe Tit, pe ucenicul lui. Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere. Nu vorbi neglijent, nu vorbi superficial. Lucrurile acestea au o extremă importanță. Destinul multor oameni depinde de ele. Destinul tău și al meu depinde de primirea sau de lepădarea fericitei noastre nădejdi și arătării Dumnezeului și Mântuitorului nostru Hristos Iisus. Nimeni să nu te disprețuiască, îi spune Pavel lui Tit când vorbești despre așa ceva. Știu că lumea noastră, așa cum prorocea Petru, s-a umplut de oameni care batjocoritor, plin de batjocuri, spune în versetul 3 din a doua Petru, capitolul 3.
Să știi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri și care vor trăi după poftele lor și având în vedere lucrul acesta, n-ar dori să fie vorba de nicio revenire a Domnului, ci batjocoritori în batjocură și plin de batjocură, nu mai e loc pentru nimic bun și frumos, e plin. Ei vor spune unde este făgăduința venirii lui, de când e lumea tot așa și va rămâne tot așa. E un cumetare lucrul acesta care se ridică mai presus de Dumnezeu, care batjocorește cuvântul lui Dumnezeu și care calcă în picioare făgăduința revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Știu că trăim într-o lume de acest fel. Dar aici, în această lume, Pavel îi spune lui Timotei, nimeni să nu te disprețuiască. Păi cum să nu mă disprețuiască nimeni când chiar își bat joc de mine că vorbesc despre revenirea Domnului nostru Iisus Hristos? Adevărul este că un predicator sau unul ca mine nu vorbește despre venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Scripturile vorbesc despre venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Aceasta nu este o cercetare a mea, o concluzie a mea, o realizare a mea, ci Scripturile. Și Mântuitorul nostru a lăsat Sfânta Scriptură ca o carte deschisă și ca o fereastră deschisă către Dumnezeu și prin care putem să vedem adevărata viață. Scripturile sunt acelea care vorbesc. Astfel că, într-o lume ca aceasta, îi spune lui Tit, nimeni să nu te batjocorească. Păi cum să fac să nu mă batjocorească nimeni? Că decât dacă aș sta ascuns undeva, dar și dacă aș sta ascuns undeva, tot m-ar batjocori cei care se adună în piață sau undeva. Iubiții mei, cuvântul acesta înseamnă așa. Nu lăsa să-ți intre în inimă batjocura nimănui. Lasă treacă pe lângă tine, lasă treacă pe la urechea ta, dar niciodată în inimă. Știți, sunt mâncăruri de pus în pântec, sunt mâncăruri de pus la inimă. Să nu confundăm una cu alta. Așa a spus Domnul nostru Iisus Hristos. Intră în pântec, nu în inimă. Sigur că ai auzit multe, dar n-ai luat seama la ele. Ai văzut multe, dar ți-ai închis ochii. Nimeni să nu te disprețuiască. Nu trebuie să îngăduim ca în această Sfânta Sfintelor, a întâlnirii noastre cu Dumnezeu în credință în momentul de față și în persoană, în realitate fizică și duhovnicească și eternă în timp, în viitor, întâlnirea aceasta noastră cu Dumnezeu trebuie să fie și să rămână o prezență permanentă în sufletele noastre, urzită și țesută pe prietenia cu Dumnezeu. Repet cuvintele acestui om al lui Dumnezeu care a spus în fața bisericii, îl aștept să vină și în seara aceasta, și acum, chiar acum, dacă acum vine, vine prietenul meu, a spus el din adâncul sufletului, eu nu pot să-i uit zâmbetul larg. Sigur că în scripturi sunt arătate grafic reacțiile oamenilor care au luat în râs revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cartea Apocalipsei îi prezintă ca unii fugind la munți și la stânci, strigând să cadă peste ei, sunt zdrobiți de propria lor necredință. Necredința omoară tot așa de sigur cum omoară un glonț sau un cuțit sau o otravă. Aceasta face necredința. Credința în cuvântul lui Dumnezeu și în cel ce a dat cuvântul acesta, aceasta dă viață sufletului nostru. Profetul Isaia surprinde această clasă de oameni care și-au dedicat viața fericitei lor nădejde, care nu au trăit nicio clipă, zi sau noapte, la lucru sau la biserică, în familie, pe stradă, la volan, în tranzacții, oriunde au fost pe pământ, au trăit totdeauna în lumina și sub puterea acestei fericite nădejde. Aceștia, spune Isaia 25, versetul 9, vor zice: iată, acesta este Dumnezeul nostru în care avem încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredeam. Acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Noi nu ne-am pus nădejdea într-un concept sau într-un crez sau într-o expresie a credinței, ci am ancorat dincolo de perdea a acestor cuvinte, dincolo de perdea am ancorat în persoana Lui. Observați că explozia aceasta, strigătul acesta, atât de plin de viață, nu este adresat la asupra cuvintelor care au fost spuse sau chiar a făgăduinței date, ci asupra persoanei care a dat această făgăduință. Iată, acesta este Dumnezeul nostru.
în care aveam încredere, acesta este Domnul în care ne încredeam acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Într-adevăr, sunt momente în care ființa noastră se clatină și chiar profetul Ieremia are un moment în care are simțământul că nu mai poate vorbi de izbăvirea lui Dumnezeu în mijlocul unui așa dezastru. Făgăduința aceasta este adresată în primul rând celui ce suferă. În primul rând celui care geme sub dărâmăturile vieții, sub dărâmăturile ființei lui, sub dărâmăturile situației din lumea noastră. Acela care nu mai are nicio speranță, ori încotro s-ar uita, în dreapta sau în stânga, dar care are deplină speranță privind în ceruri. Aceasta a fost marea speranță a lui Iov. Aceasta l-a ținut pe el, de fapt, în mijlocul și împotriva unui potop de suferințe de neimaginat. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Pavel Apostolul ne spune că legat de făgăduința revenirii Domnului nostru Iisus Hristos, cel mai important lucru și factorul determinant este ce simțim noi în sufletul nostru față de această făgăduință. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, spune el, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel bun, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Diavolul așteaptă venirea lui, știe că are puțină vreme, s-a uitat la ceas, aleargă disperat, e puțină vreme pentru planul lui de a răpi pruncul din viața ta și din viața mea. E puțină vreme pentru lucrul acesta. Și el așteaptă. Dar nu despre aceasta este vorba, ci despre cel care iubește venirea Domnului, celor ce vor fi iubit venirea lui. Mă așteaptă cununa neprihănirii. Ce simte sufletul tău față de revenirea Domnului nostru Iisus Hristos? Așa cum aștepți pe cineva să vină, așa sufletul nostru te așteaptă pe tine, spune David în Psalm. Cum dorește un cerb izvoarele de apă? Am fost într-o vizită acasă la familia Sângiorzan. Și sora Ana, mama lui Ionica și Vasi și a celorlalți copii și a pierdut unul dintre ei într-un masacru. Într-o revărsare de cruzime barbarică a unor oameni pe bordul unui vas, în timp ce el încerca să treacă oceanul. A fost omorât, a fost junghiat și aruncat la rechini. A supraviețuit cineva care a povestit scena aceasta. Am stat de vorbă cu sora Ana și am întrebat-o, am căutat să aduc un cuvânt de mângâiere sau de vindecare pentru sufletul ei. Și dânsa mi-a spus, zice, e totul viu și prezent. N-am pierdut nimic, nu mi s-a luat nimic, nu s-a întâmplat nimic. De câte ori se deschide poarta aceasta și mi-a arătat spre poarta casei dumnealor, de câte ori se deschide poarta, aștept, poate vine, poate deschide poarta. Iubiții mei, dacă voi, care sunteți oameni, aveți acest fel de simțăminte și dacă avem aceste simțăminte în domeniul acesta, care poate o mamă să uite, nu, e de neimaginat, dar chiar dacă s-ar întâmpla așa ceva, spune Domnul, eu nu te voi uita. El nu va călca niciodată cuvântul acesta al făgăduinței. Marea întrebare a vieții noastre cu această ocazie în cadrul școlii prieteniei cu Dumnezeu. Marea întrebare este, iubești tu venirea Domnului nostru Iisus Hristos? Unii oameni sunt indiferenți față de venirea Domnului, morți, reci. Alți oameni sunt activi, batjocoritori, își bat joc de o astfel de nădejde, iar alți oameni sunt în confuzie, alți oameni sunt în așteptare. Dar o clasă de oameni iubește venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Această clasă de oameni este scrisă în cuvântul lui Dumnezeu de ca așteptând să primească de la Dumnezeu cununa neprihănirii tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Avem această încredere în sufletul nostru? Suntem în adevăr cuprinși de gândul acesta?
iubiții mei, dacă nu, dacă suntem indiferenți sau batjocoritori sau străini de așa ceva, străini de făgăduințele lui Dumnezeu, indiferent care ar fi starea noastră, să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem lucrul acesta și să-i cerem să toarne prin Duhul Sfânt în inima noastră iubire pentru venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui, din al căror număr, Tată Ceresc, mă rog să putem face parte și noi, cei care prezentăm sau ascultăm acest cuvânt. Doamne, nu dorim aur și argint, nici viață lungă, nici putere, nici avere. Te dorim pe Tine și Te rugăm din suflet să pui în inima noastră o dragoste fierbinte pentru venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Poate nu vom ști alte cântări, dar ajută-ne să cântăm cântarea aceasta. Iată Dumnezeul nostru în care aveam încredere. În numele Domnului Iisus. Amin.